întors în linia întâi, invitată Monica Berescu, deputat USR. Bun, încet, încet ajungem și la Iași. Avem și aici câteva chestiuni. O decizie rotativă, sau cum să-i spun, o schimbare surprinzătoare, cum la PSD Iași. A plecat Marcel Popa și a venit Bogdan Cojocaru. Cum ați primit vestea? Că, până la urmă, sunteți în politică, chiar dacă PSD-ul e adversar, urmăriți ce se petrece pe scenă. Da, a venit Ciolacu și a făcut ordine în filiala PSD Iași. Cam asta s-a întâmplat, de fapt. A venit cu o săptămână înainte, dar... Demisia domnului Popa, în care spune că e cazul să se retragă, nu cred în acea demisie, cred de fapt într-o decizie de mai sus a lui Marcel Ciolacu, în care spune ne apropiem de alegeri, trebuie să liniștim apele în așa fel încât să avem rezultate în acest oraș. Mm-hmm. Deci crezi că a fost o demisie forțată, nu? Cred că este o demisie. A fost o demisie, cred că a fost o discuție, da, este o demisie, dar cred că în prealabil demisia este rezultatul unei discuții prealabile. Bun, și care ar fi, să spunem, calculele sau cum vedeți lucrurile? Cine va fi candidatul la CJ? La primărie, probabil că, nu știu, Bogdan Balanișcu sau altcineva din... Vedem, pentru că acum... Dar la CJ era Marcel Popa, fiind și liderul de partid, fiind și fost președinte de Consiliul Județean, într-o dată lucrurile par să se schimbe și acolo. Înțeleg că, că o să aibă alegeri în toamna aceasta. Deci, practic, deja alegeri în filială. Alegeri în filială, în așa fel încât să-și clarifice conducerea județeană. Bogdan Cojocaru vine cumva din zona nouă de PSD, este fost ministru al comunicațiilor, absolvent de IT din Iași, prefect la momentul actual, pare să fie omul care să poată să aducă un suflu proaspăt în organizația PSD. Să vă spun cine o să candideze la CJ la momentul actual și eu cred că la locală este posibil să-l avem pe Bogdan Bălănișcu candidat, dar rămâne, cred că... La primărie. Dar rămâne să vedem cum va așeza deci Bogdan Cojocaru organizația și cum se vor coagula cele două tabere din PSD. Au fost semnale, totuși, cel puțin din partea parlamentarilor PSD, că s-ar alinia în spatele interimarului, că deocamdată e poziția interimară, dar acum știm noi cum e cu interimatul ăsta. Îl pui interimar ca să-l pregătești pentru... Interimatul de obicei pentru preluarea oficială. Este o treaptă de lansare către o președinție. Atunci când ai pe cineva interimar, cel mai probabil Bogdan Cojocaru va candida la președinție. Plus că e și prefect, adică are relația cu... Că la partidele astea, PNL, PSD, este foarte importantă relația cu teritoriul, cu primarii. Au primari destul de mult, 45 sau 46 la PSD, vreo 50, 52, mai mult la PNL. La PNL. Și atunci e foarte important să ai un om de legătură sau un om agreat de primar. El fiind prefect, cumva îi vine mai ușor să aibă legătura și o are probabil cu teritoriul. De asta, da, mă rog, sunt calculele lor. Bun, la PNL? La PNL Iași. Chirica, Alexe, candidați? Cred că ar fi o mare greșeală a PNL-ului să continue cu... Să-i schimbe. Să continue cu Mihai Chirica și cu Costel Alexe, pentru că... Da, dar au prima șansă, cel puțin la primărie Mihai Chirica. Pentru că în situația în care este PNL-ul, cu opțiunea aceasta de... sau cu situația de vasal în care sunt în coaliția de guvernare, pentru că acolo, în zona aceasta aș merge, au un statut mai degrabă de vasal decât de partener, cu faptul că au scăzut foarte mult în sondaje, să mergi în al doilea cel mai mare oraș din țară, să ai candidați în fruntea acestui județ, două persoane care au acest trecut penal, infracțional, cum vreți. Au dosare și au dosare. Există riscul ca înainte de a candida unul dintre ei să fie da, încarcerat. E complicat, adică nu cred că se va termina vreun proces doar dacă mai apare al dosar. Că ca să fie încarcerat, așa cum spuneți, trebuie să termine... Trebuie să avem și partea să avem o sentință finală. Definitivă. Mai avem de cât un an și trei. Dar realitatea este că Iașul s-a schimbat foarte mult. Iașul este orașul cu cea mai tânără populație din țară. Iașul este orașul în care avem o zonă, o pătură socială nou creată. Iașul este orașul în care avem o medie de vârstă de 34-35 de ani, oameni care la rândul lor au copii, care își doresc în afară de... Care își doresc să rămână aici, care vor partea aceasta de mobilitate urbană să se dezvolte, care vor să nu mai stea cu orele în trafic, dezastru, care își doresc parcuri,
Gândiți-vă că noi nu avem parcuri în ea și avem la capacitate, la capacitatea, la populația pe care o avem, noi nu avem suficiente parcuri. La faptul că nu avem infrastructură preșcolară, da? Vă spuneam că avem cea mai tânără creșe, populație, grădinițe. Dar în momentul în care discutăm de creșe, grădinițe construite, suntem la pământ. Și atunci avem un alt segment al populației care are alte așteptări de la tot ce înseamnă conducere locală. Da. Bun, dar calculul și probabil că și liderii PNL de la centru spun așa, domnule, oamenii ăștia ok, au dosare, dar ne-am duc voturi. Politica e cinică, adică de multe ori nu e pe valori morale, pe... Politica este domnule, pe voturi. Bun, e altcineva la PNL... Cred că așa gândesc. Însă discutam acum de o posibilă reformă a PSD Iași, da? De Marcel Popa, care nu va mai fi în cărți pentru poziția de președinte a ACJ, de faptul că și USR o să vină cu candidații proprii și o să avem și noi candidații noștri. În momentul în care o să-i pui în oglindă pe toți, chiar dacă oamenii aceștia ți-aduc voturi, s-ar putea să nu ți-aducă suficiente voturi încât tu să câștigi. Pentru că, ok, una e să-ți aducă votul și să-ți ridice scorul la parlamentare, pentru că înțeleg că totuși o să avem separat, nu o să le avem comasate alegeri. Și asta acestea. E o discuție și, mă rog, da, dar e... realitatea este că poate să fie un pariu extrem de pierzător. Da. Electoratul e riscant din Iași, pentru PNL? Dacă, este extrem de riscant, pentru că dacă oamenii aceștia, unu, mai apare un alt dosar, doi, nu livrează, nu câștigă, nu o să fie un pariu câștigător pentru un PNL care este în derivă. Eu nu știu, mă uit la pentru primărie, un PNL exemplu, care se pierde. Mă uit la primărie. Care sunt proiectele mari? Încă nu dată, avem deci, proiecte mari. Mă uit mari. În oraș, dacă, nu vedem sală polivalentă, nu vedem stadion, dacă vă nu vedem centură, activitate, nu vedem parc industrial. Vedem doar, nu știu, serbări în copou cu panseluțe, iarbă și tăieri de panglică și festivități. Eu m-am bucurat că am avut un premier al României care a venit și a inaugurat o investiție privată. Da. M-aș fi bucurat și mai mult ca premierul României să vină să inaugureze o investiție a administrației publice locale sau județene. Păi n-a avut ce? Despre asta vorbim. Prag vor veni la aeroport dacă vor veni. Dacă stai și vă uitați la activitatea lui Mihai Chirica și a lui Costel păi Alexe, costă așa, în tăieri de panglici, poze pe la diverse evenimente, dar nu avem nimic de substanță care să-i recomande pentru un următor mandat. În primăria se lipește de evenimente organizate ori de entități private, ori doar de... Doar asta face Mihai Chirica. Vine și taie panglici. Nu mai poți să mai trăiești într-un oraș în care... Eu stau în zona metropolitană, dar biroul meu parlamentar este în centrul Iașului, copilul meu merge la o școală în Iași. Da? Cumpărăturile mi le fac din Iași. Și atunci, ca mine, mai sunt încă 200.000 de oameni care fac cam același lucru. Orașul acesta, pe lângă faptul că are 400 ceva de mii de locuitori, mai e încă vreo 200 de mii din zona metropolitană. E dezastru, e foarte aglomerat. Orele nesfârșite în trafic, praful, faptul că cu toți avem posibilități limitate, în a ne duce copiii, în a avea activități sportive, da? Nu este normal să ai un bazin olimpic pe care încerci să-l construiești de 20 de ani, să ai câteva piscine private unde să poți să-ți duci copiii, asta dacă poți și îți permiți. Da. Pentru că nu toată lumea își permite să dea 100 de euro ca să meargă copilul lui de 8 ori la not, da, pe lună. E un cost suplimentar pentru părinți. Asta ar trebui să facă primăria, să se preocupe de ceea ce poate să ofere cetățenilor tineri care au copii, dar bun, și cetățenilor în vârstă. Credeți că societatea sau Iașu s-a maturizat astfel încât, că vedem că la alegerile locale, în general, e un conservatorism sau, mă rog, e un electorat, așa cum spuneți, care vrea să meargă mai departe, dar o parte, atenție, la locale, mulți dintre cei care spuneți nu vor vota la locale. Pentru că ei, sau mă rog, vor vota pe teritoriul altui oraș sau nu știu, sau poate că au buletin de Iași, dar stau în Miroslava sau în Valea Lupului, dar în ziua votului nu vor veni neapărat în Iași, că stau acolo și e comoditate. Eu cred că fiecare dintre noi am ajuns la o saturație în care te gândești unde îmi duc copilul, unde merge la spital, care sunt condițiile, ce opțiune am eu ca părinte să-mi petrec timpul liber în acest oraș, ce opțiune am eu ca tânăr, pentru că da, avem zona Palace, unde poți să-ți petrești timp. Dar din nou, e o investiție privată, da? Primăria nu ne oferă. Bun, n-ar trebui toată lumea să ducă doar acolo, în centru. Da, trebuie să duci într-un cartier, că în oraș, în alte metropole. Ai opțiuni limitate. Ai zona Ciric, unde poți să te duci să-ți petrești timpul liber, ai zona Palace, ai zona Copou,
Care vara este supra-saturată. Dacă mergi în weekend în Copou, n-ai o parcare acolo. Sunt mii de oameni. Ca să nu mai vorbim de tot ce înseamnă infrastructură rutieră. Că nu avem unde să ne parcăm mașinile. Că nu există un sistem. Și asta e o mare problemă. Că de multe ori te descurajează să pleci, inclusiv vara, iarna sau nu știu. Nu te gândești că pleci din Tătăraș în Copou. Sau, la prima te gândești nu cât mă costă să spunem acolo sau ce fac. Unde parchez mașina? Unde parchez? Cât durează până ajung? Pentru că dacă tu te duci să te relaxezi, dar durează o oră să ajungi dintr-un punct în altul, strecești de relaxare, strecești de toate. Că nu mai poți. Și atunci, eu chiar cred că ieșenii au ajuns la saturație. Multe da. Din... Deci spuneți că va fi minusurile 2024 acestei altceva, publice locale. Sunt la alegeri locale, sunt că până acum n-a fost. Să, fie. Și cu... să știți că USR a avut un scor foarte bun. Noi pe municipiu am avut dar peste insuficient. 30%. Ok, dar insuficient, mai ales pe alegeri într-un singur tur. Dar asta ne dă șansa ca în 2024 să facem mai bine. A fost o candidatură a noastră la alegeri locale care a avut un rezultat foarte, foarte bun. Și în 2024 putem să demonstrăm că luăm primăria Iași. Da, o să vedem. Când desemnați candidatul, candidații? Sondajele sunt în curs. Încă nu păi avem... da, sondajele astea, că știu că de mult erau, dar cu două luni tot erau în curs. Știu că sondaje tot am mai discutat zeci de mii de votanți. Se fac sondaje pe... În afară de tot ce înseamnă reprezentanța USR, dar se fac și comparații între posibil candidați de la alte partide și atunci e un sondaj mai complex. Cum am spus, de fiecare dată până în toamnă o să avem candidatul la primărie. Da? Până în toamnă? Până în toamnă o să avem candidatul la primărie. Candidatul la primărie. Rămâne, e pe cameră, rămâne stabilit. Pe toamnă e îndată. Mai sunt 3 luni. Mai sunt 3 luni și un pic. De un mai, luna de mai, o lună de vară. Iulie, iulie, august. Plecăm în vacanță, în septembrie. Da? O să avem și clarificat această situație. Deci rapid așa. Trebuie. De unde așa această clarificare rapidă? Că parcă vedem că trec lunile și parcă la USR și așa nu se întâmplă nimic. Adică... Să știți că noi în intern ne pregătim. Construim filiale, căutăm deja candidați. Trebuie acum să avem o discuție apropo în filială, pentru că nu știu cât ați urmărit subiectul, însă acum 2 zile a trecut de... O să avem un raport de la Comisia de Administrație din Parlament pe 30% pe liste femei. Asta înseamnă că pentru fiecare partid și credem că până la sfârșitul acestei sesiuni va trece acest proiect. Asta înseamnă că în vară va trebui să pregătim inclusiv această parte a listelor electorale. Și aveți în filială Există un potențial de tinere și doamne mai în vârstă, care au un potențial de a candida atât la alegeri locale cât și la alegeri județene. Urmează să pregătim subiectul acesta. Mi-e greu să înțeleg totuși de ce e nevoie într-un partid o organizație de femei. Noi nu organizația... Organizație de femei. Există organizație de bărbați? Însă, realitatea este și eu sunt un mare promotor al cotei în politică. Pentru că realitatea este... De ce bărbații este... nu vă lasă locuri? Pentru că locuri. În Parlament suntem 17,1%, aproape 18%, pentru că atunci când ai un electorat de peste 51% femei... Așa este, jumătate. E normal să ai cam o reprezentare. Jumătate, un pic mai mult de jumătate. E 51,2%, cred. E normal să ai o reprezentare a lor și în tot ce înseamnă administrație publică locală și centrală. Pentru că atunci când discuți de politici publice pentru zona aceasta de tineret, femei, mame, e normal să ai femei implicate în acest proces decizional. Pentru că tot timpul ni se spune că în administrația publică ai multe femei. Da, la nivel executiv. Dar la nivel de conducere și la nivel de decizie, majoritatea e formată din bărbați. Singura excepție este pe zona educațională, unde avem mai multe directoare decât directori. Dar... În școală, adică, realitatea este că tu nu poți să faci o politică publică coerentă dacă nu ai deopotrivă și femei și bărbați la masă. Și atunci eu nu cred într-o cotă de 30% permanentă. Da. Însă cred ca să poți să schimbi un pic mentalitatea în societate, pentru că noi ca societate funcționăm foarte mult pe zona aceasta de coerciție. Și atunci ca să poți să creezi un mental și să vezi firescul că e normal să ai o femeie într-o poziție de conducere, să conducă un partid, să conducă o filială, să fie deputat, să fie consilieră locală, să fie președinte de CJ. Realitatea este că avem 3 femei
primar de municipiu în țară. Trei. Atât. Trei. Gândiți-vă la toate cabinetele de miniștri pe care le-am avut în ultima perioadă. În ultimii 30 de ani. Ce înseamnă? O dictatură a bărbaților sau ce? Este în momentul când cer cumva treimea noi, asta, înseamnă că noi cerem o normalitate. Nu există așa ceva. Da, nu există. V-am zis pe și că există o dictatură, poate mult spus, dar zic așa, o blocare a posturilor de către bărbați. Am foarte multe exemple să vă ofer. Fac parte și din Comisia de Muncă și Protecție Socială, unde discutăm undeva la 80% din proiectele pe care le avem în Parlament. Nivelul discuției în care ajungem și avem o realitate în România despre care noi nu discutăm. Faptul că copilele din rural, din familii foarte sărace, din familii defavorizate, în momentul în care ajung la vârsta menstruației și nu au posibilitatea să-și ia produse de igienă menstruală, abandonează școala. Și nu o zic eu, o zic studiile UNICEF și Salvați Copiii. În momentul în care am discutat despre aceste proiecte, pentru că sunt niște proiecte pilot în București, intenționez să discut cu o parte din administrație să facem proiecte pilot în Iași, în așa fel încât în acele locații să ai în toaletele fetelor produse de igienă menstruală la dispoziție. Gândiți-vă un lucru minim, un lucru minim, cât de mult poate să-ți afecteze partea de abandon școlar la fete. Asta e un simplu răspuns. Zona aceasta de educație pentru sănătate, educație sexuală, educație de îngrijire a corpului. Din nou, au fost niște dezbateri care, care nu își aveau rostul. Pentru că nu există o majoritate, nici măcar o majoritate, nu ai mai multe femei la masă care să vină și să spună, mă, asta se întâmplă de fapt. Pentru că eu întotdeauna am să respect și cred cu tărie că la o masă avem nevoie de echilibru, avem nevoie și de bărbați și de femei. Sunt lucruri pe care noi le înțelegem și le știm mai bine pentru că le experimentăm și sunt lucruri pe care dumneavoastră le înțelegeți mai bine și le experimentați. Și atunci, bun, dar poate că și femeile ar trebui să lupte. Eu nu știu, stau și mă întreb poate de ce 30 și nu 50? Adică poate dacă lupta ar fi lupta. Nu există neapărat. Pentru că dacă totul e deschis, poate că ar pătrunde chiar mai multe femei în administrație sau în politică decât că dacă va fi treimea asta, păi va fi cât din 10 sau cât 3 și la revedere. Păi de ce să nu fie 4 dacă sunt valoroase? Sunt extrem de valoroase femeile și asta o atestă. Bun, aici așa cum sunt extrem de valoroși și bărbații. Ce încerc eu să spun este că la momentul actual avem un dezechilibru pentru ce înseamnă administrație și politică publică locală și centrală. Păi nu uităm chiar și în guvern. De asta v-am zis și v-am dat exemple. Nu avem femei în... avem pe Gabriela Firea la Ministerul Familiei. La educație. O avem pe doamna Ligia Deca. Venită după Sorin Câmpeanu. Da. Și nu știu dacă mai e vreo femeie ministru? Nu, avem la Ministerul Familiei pe doamna Firea și la Ministerul Educației pe doamna Deca. Și atât. Da. Bun, acum cu guvernul se discută de comasări, de nu știu ce, vom vedea. Bun, deci revenim la OSR, că de aici am plecat. Alegerile în filială, că și astea sunt importante și știu că și astea stârnesc pasiuni. În mod normal expiră mandatele vara aceasta. Urmează să discutăm situația aceasta la congresul pe care o să-l avem în 17 iunie. Mandatele filialelor cele mai multe cred că expiră la 1 iulie. Uh-huh. Și atunci oricum se fac niște AG-uri în prealabil. Ce se des... Adunări generale. Se fac niște adunări generale în filiale pentru a desemna delegații către congres și în funcție de situație se pot face alegeri în plan local și județean pentru a... Sunt importante. Sunt extrem de importante. Inclusiv la Iași, unde trebuie să recunoașteți că au mai fost sau sunt pasiuni, tabere, acum poate lucrurile s-au mai liniștit cumva, dar la un moment dat atmosfera era destul de inflamată. Cred că orice organizație politică... Tireana municipală, județeană... Cred că orice organizație politică are perioada ei de acalmie și perioada ei de explozie, să spun așa. Și acum în ce sunt perioada acum, asta? Între, nu? Cred că suntem, nici într-o, acalmie, nici suntem într-o perioadă în care ne așezăm, în care ne pregătim pentru alegeri și în care ne definitivăm obiectivul să câștigăm primăria Iași și să luăm un scor bun pe județ. În așa fel încât, pentru că USR Iași a avut un scor extrem de bun la parlamentare, da? USR Iași are 2 senatori și 3 deputați, reprezentanții ieșenilor în foarte parlament. 5 parlamentari. Și un scor foarte, foarte bun pe care ne dorim să-l menținem. Păi, sondajele pe național
nu mai arată atât de bine, adică avea, partidul avea 15-16, acum are 10-11-12. Încă mai este... Dacă e așa, înseamnă că și la Iași, normal, e un recul. Va exista un recul, evident, și pe Iași, însă pe Iași noi avem electoratul nostru, baza electoratului nostru, și e clar că putem să creștem local în așa fel încât să putem să creștem și scorul partidului pe național. V-am spus, cred că și de aceasta cumva lucrurile în filială se așează încât toți tragem la același obiectiv. Păi asta e întrebarea. După alegerile astea interne și după desemnarea candidatului la primărie, mai mult că la Consiliul Județean are șanse mai mici, să fim serioși, pentru că USR-ul nu are primar și știm prea bine ce înseamnă. Lucrurile se vor liniști, adică cei care pierd, să spunem, vor accepta și vor forma echipă, că am mai văzut din astea, domnule, când a câștigat ea, da, bun, să-și vadă de filiala lor și de candidatura lor. De asta eu stau cu mâinile încrucișate și aștept să-și rupă gâtul. Lucrurile se așează în direcția potrivită și lucrurile se așează în așa fel încât, pentru că noi știm că Iașul este un bazin electoral foarte important al USR. Al USR național, nu mai vorbim de USR local. Al USR național, Iașul alături de Timișoara, de București, de Cluj. Păi, atunci întreb, există un bazin electoral foarte important. Conducerea centrală e atentă sau monitorizează, vede ce se întâmplă? Pentru că nu vorbim de, nu vreau să jignesc, dar Iașul nu-i Vaslui ca număr de voturi, spun. Vaslui, Botoșani, unde probabil că nici nu știu dacă veți atât face sau nu pragul. Național, cât și conducerile pe care le avem la biroul local și biroul județean sunt într-o zonă în care colaborează. Și sunt într-o zonă în care cu toții ne dorim ca în 2024 să livrăm rezultate și să avem rezultate. Deci da, răspunsul meu este da. La parlamentare, alianță sau singuri? Vă spuneam că avem un congres pe 17 iunie, un congres în care vom discuta viziunea, da, peste o lună vom discuta viziunea acestui partid asupra alegerilor din 2024. Nu pot să vă zic că va fi o alianță sau nu va fi o alianță, dar o să pot să vin într-o emisiune la vară să vă zic ce am discutat la congres. Da, mă gândesc că o alianță ar avea puncte slabe în unele județe, printre care și Iași. O alianță depinde cu cine face alianța respectivă. Păi, nu faci cu PNR, nici cu PSD. E vorba de Forța Dreptei, PMP și cam atât. E un punct care trebuie analizat. Și alianța PNL-USR nu a fost ok în unele județe și în unele județe a fost ok. Depinde foarte mult de contextul local. Dar e o discuție pe care cel mai probabil o vom avea la congresul de peste o lună. Da, o să urmărim acel congres, pentru că e interesant ce se decide acolo. Probabil că va fi valabil în toată țara, că nu se poate lua o decizie la parlamentare. Evident. Nu poți să mergi pe bucă. La locale, să spunem că fiecare filială decide cum. Dar la locale nu e miza, există o miză, firește, locală sau și pentru partid, dar la parlamentare acolo e important să ai un scor, dar dacă nu te înțelegi sau oamenii nu sunt compatibili, că nu știu dacă e vorba de neînțelegere, oamenii sunt incompatibili, s-ar putea ca o alianță din asta, gândită bine la centru, să aducă mai puține voturi sau nu neapărat câștigul scontat de asta în teritoriu. Depinde foarte mult de bazinul electoral pe care îl ai și cum o să funcționeze. Și așa cum au fost situații când în alianțe, deși existau alianțe naționale pe plan local, s-a mers separat, e posibil să bun, și se vorbește foarte puțin, nu spun că e bine sau rău, alegerile prezidențiale știu că sunt importante, că așa e românul. Păi e locomotiva și se uită, deocamdată nu știm niciun candidat, nici la PSD, nici la PNL, nici la USR. Vom avea toate alegerile anul viitor. Bun, alegerile europene le dăm la o parte, dar și alea. Dar alegerile prezidențiale vor avea un rol esențial, adică cred că va merge candidatul la prezidenție în județe și apoi poate celelalte campanii. Cred că în jurul campaniei la prezidențiale vor fi. La în USR, mod normal, ca dată, o să avem întâi europarlamentare, apoi locale, apoi parlamentare, apoi prezidențiale. Candidatul la prezidențiale nu-l poți. Dar candidatul la prezidențiale nu poți să-l ai în octombrie. Cel mai probabil o să ai la anul, la începutul anului. Toamna asta luni, sau cel mai târziu. Și un nume, Cătălin Drulă? Cătălin Drulă a ieșit și scurt public. Că trebuie să ieșe. A ieșit și public și a spus că nu spune nu unei astfel de candidaturi. El se vede într-o poziție executivă, dar practic e o decizie pe care vom lua în cadrul partidului în congres. Da, cred că nu va mai dura mult și vom afla, cred că la toate partidele, cine sunt prezidențiabile, cine cu cine,
cine va fi la Iași, la USR, la PSD, chiar și la PNL, că nici acolo lucrurile nu sunt clare chiar 100%. Mulțumesc că a fost Monica Berescu, deputat USR. Mulțumesc și noastră pentru atenție. Sunt Florin Ghețău. Seară bună!